Demersul Reghinul ajută Moldova este inițiat de Primăria Reghin în colaborare cu toate cultele religioase, Asociația Femeilor Creștine, Femeile de Afaceri. Este menit să arate spiritul de solidaritate cu cei afectați de calamitățile naturale. Bunurile se pot depune pe strada Mihai Viteaz numărul 5, unde între orele 10 și 21 o persoană va fi prezentă pentru a primi orice bun donat de reghineni. Primăria municipiului Reghin dorește pe această cale să se adreseze cetățenilor urbei noastre și anume cu un anunț umanitar legat de suferința fraților noștri din Moldova. Și anume, acest anunț umanitar poartă sugestiv numele de Reghinul ajută Moldova. Primăria municipiului Reghin aduce la cunoștința locuitorilor că s-a deschis pe strada Mihai Viteazu numărul 5, fostul sediu CEC, punctul de colectare de ajutorare în vederea sprijinirii persoanelor afectate de inundațiile care au avut loc în ultima perioadă din Moldova. Astfel, puteți dona orice aveți în casă și nu mai folosiți. Dacă este vorba despre mâncare, o idee bună ar fi alimentele neperisabile, cum ar fi conservele. Se pot dona frigidere, televizoare, dar și bani. Deja oamenii de suflet au făcut câteva donații. Cetățenii care doresc să doneze bunuri, haine, obiecte de strictă necesitate, alimente neperisabile, pături, lenjerie de pat și chiar bani, pentru a-și ajuta semenii aflați în nevoie, sunt așteptați pe strada Mihai Viteazu la numărul 5, zilnic între orele 10 și 20, începând cu data de 6 iulie 2010 și până la data de 31 iulie 2010. Sperăm pe această cale că reghinenii vor răspunde afirmativ într-un număr sugestiv pentru a ajuta în acest mod suferința fraților noștri din Moldova și vor da astfel dovadă de solidaritate față de semenii noștri. Transportul se poate face de către noi la persoane care au cantități mai mari de donații. Vin și ne lasă adresa și vom merge la acolo ca să ridicăm produsele care vor să le trimită în Moldova. Cei care doresc să facă contribuții mai semnificative în obiecte pot să le comunice persoanelor prezente la centrul de colectare adresa pentru a se deplasa la fața locului în vederea preluării donațiilor. De-abia astăzi am început activitatea. Au trebuit puțin făcut ceva aranjamente pe aici, că spațiul a fost ocupat de alte persoane și avem deja în jur de 50 de saci, probabil. În câteva ore, lumea este încântată și vrea să ne ajute. Campania va dura până la sfârșitul lunii, perioada în care se așteaptă ca persoanele cu inimă să-i ajute pe cei care au pierdut tot ce au avut din cauza inundațiilor ce au afectat o mare parte din Moldova.